Ciao, copii! Ciao! Da! Ești că scuipă în semințe! Da! Ia uite ce gagici suntem! Trei gagici! Vei la cameră! Da! Hai, ia la mami, ce arată bun! Arată bunii ce-a cumpărat! La fată! Salut, nuților de cocoți! Ia uitați-o pe Carolina! Și pe mami și pe bunii! Toate trei rochițe, ia uite! Parada modei! Parada modei la mele! Cele mai cocoane! Ia să vedem! Carolina și-a cumpărat o grămadă de hăinuțe, oameni buni! Așa ai? Da? Hai să dăm noi camera mai jos să ne vedem! Așa! Salut! Da, hai să vă arătăm! Să vă arătăm! Așa, ce-i pui astea? Bunii, mai face puțină ordine! Nu putem începe video dacă nu e ordine. Așa. Așa, mami. Deci am fost la Maioral, la Next și la H&M și am luat o grămadă de chestii. Hai să începem cu astea de la Next. Ah, wow, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Mama mia. Deci Carolina vă prezintă hăinuțele ei de vară. Ia arată, mami. Ia uite. Asta este un set tot așa de 3 sau 4 body. Body-uri dintre astea, completuri. Completuri. Wow, sunt frumoase, bine? Așa, cu floricele. Deci ai dat cât de frumoase sunt, abia aștept să văd pe Carolina să le îmbraci, așa ai? Carolina, e superbă? E minunată, da? O punem aici, a? Astea cu floricele aici, tu vei spus la hăinuță, a? Și asta pe albastru, ce frumoase, turcoazul ăsta vermel. Da, da, iubirea mea. Carolina? Da, iubirea lui bunii. Ia uite ce frumoase e asta, mie mi-a plăcut foarte mult când am văzut-o. Ce ia uite, așa este, mami? E superbă! Da, sunt superbă! Ia să pun pe tine, adevărul că ai aici unde să crești! Bravo! Și asta, ia uite! Doamne, dar ce rochie superbă! Deci e superbă! Asta cu roz, deci sunt minunate! Abia aștept să-i văd la Carolina piciorușile și mânuțele, așa ai? Wow, de vis asta, mami! Deci voi vă dați seama că nu o să fie Carolina așa de mărițică, cu burujo? Ce părere ai despre asta, ha? Ia uite ce drăguțe ai! Focuzată pe bunii! Așa, am luat aici și un tricolaj dintr-o ăsta, super roz, asta e culoarea lui bunii. Da. Asta e culoarea lui bunii și rosul fucsia. Ia uitați ce aici ce drăguț este ăsta, dintr-un material foarte fain. Se închide aici în spate. Da, iubita. Și aici, după cum vedeți, am luat o grămadă de dintre astea cu floricele, așa. Îți plac? Ia uite, deci e superbe! Cine are bebe să se ducă Next, o grămadă de chestii faine, sincer, magazinul meu preferat. Și aici, la fel. Ia uite, ideea este că o să o vedeți și pe Carolina cum le împoartă, dar să mai vină puțin căldura, că deocamdată nu am îmbrăcat-o chiar așa la piciorușile goale, vreau să o iau treptat. Uite ce frumoase! Minunea mea, minunea mea! Ar trebui să ți le dăm ție pe astea. Dar stai să vi le arăt repede, că superbe, de ce uitați? Uite, vrei să-ți dea bunii în complet? Ce zici de asta, ți place? Uite ce e în vremea drăguț. Ia uitați ce papuței frumoși cu urechiușe. Deci super, minunați. Îmi plac mult de tot și sunt așa moi. Aici am un set de pantalonași pe care abia aștept să-i spăl și să-i dau. Pentru că sunt foarte confortabile. Da, și cei pe care i-are deja sunt mici. Și o string la burtică. Am început să ai burtică, ți-a scuze, abdomen. Abdomen cu pătrățele, așa ai? Hai că nu sunt chiar așa multe, nu mi-a făcut chiar așa de cap. Ei, hai să vă arătăm următoarele. Astea deja noi le-am spălat, nu ne-am putut abține că sunt prea frumoase, ia uitați. Carolina, Carolina, uite iubire câte rochi e pe noi. Ne-am făcut de cap, mama cu bunica la cumpărături. Ia uite, deci e superbă rochița asta, așa e mama? Mama, împreună am ales-o pe asta. Asta tu ai ales-o. Da, deci e minunat. De la H&M avem o plusaie. Cu lucruri așa, mai de zi cu zi, printre care multe pijamale. Am, cred că am pus și la SMIC. Asta e de la SMIC, am luat niște pijamale mărimea 80. Da, din astea așa simple, dar subțirele, material fain. A, tot de la SMIC am luat gecuța asta, ia uite ce frumoasă e. E subțirică așa, cu un puș așa. Cu roz, ca să aibă fata pe roz, că nu prea avea pe roz, îți dai seama. N-avea destul roz. Asta e de la H&M, deci e minunată și așa moale. Și cu rozul ăsta super cu bulinuțe. Am asistat foarte bine la Carolina. Asta e așa un fâș pe bio cu niște floricele. Și ce mi-a plăcut foarte mult e inimioara asta de aici, de la fermoar.
este superbă. Asta e Carolina, cum se spune minunat? Carolina s-a dus la nani cu tati. N-am mai avut răbdare. N-am mai avut răbdare. Deci unde am rămas, mama? Ia uite, am luat aici niște un compleu, deci cu pantalonași scurți. Mama, îți imaginezi aici să fie piciorușele la Bubulina? Da, uite, uite, uite ce... ce bani, ce parolină astea avem aici. Astea sunt mărimile 80, 9, 12 luni. Deci o să fie în pantalonași scurți. Să ne plimbăm prin bărculețe în Timișoara. Doamne, Doamne! Și tot de la H&M l-a luat compleul ăsta cu pantaloni lungi și cu tricouași. Dar uite ce tricouași așa cu volane și cu margarete. Nici eu n-am văzut, că noi ne plimbam pe culoar. N-am văzut pe alea descălă. N-ai văzut, a? M-am dus așa într-o fugă, pentru că era somn la Bubulină și trebuia repede să ajungem acasă. Da, e cam greu cu ieșirile la mall cu ea, pentru că trebuie să fie așa, într-o fugă. Că imediat o apuc în aniu și acum la video la fel, iarăși, meniți. Ia uite! Wow, asta e căpșunica, eu am ales-o pe asta. Da. Uite, o rochiță cu căpșunele, tot din H&M. Tot din H&M, da, da, uite, H&M. Ce am mai luat aici? Astea sunt din Smic. Dar fix același model și material l-am dat când era aia micuță. Dar ea avea gen pijama cu tot cu piciorușe. Și așa, da, așa mi-a părut de rău când au crescut. Și pentru că erau cele pe care le deam des, știi? Din materialul da, foarte bun. Dar când de zile mami, îți dai seama acum, știi? Ai văzut? Deci la început, să vă uitați că am un video cu Felix când am cumpărat multe haine pentru bebe, înainte, când eram însărcinată, știi? Și le luam așa, care volănaș, care nu știu ce. După calitate, textură. După material, după cum se închide, după croi, acum deci am experiență și repede le-am luat. Nu, de astea cât mai simplu sunt cele mai practice. Da, și mai ales la pantolaș. La pantolaș e problema pentru că fac ăștia niște pantaloni cu un elastic, deci strâns acolo. Nu știu ce tăliuță își imaginează ăștia ca pe zei. Și asta e superbă, tot materialul foarte bun la H&M, așa moale, Și avem și Nasperei, draga mea, niște jeans. Și ați văzut ce terminație are aici? Ce pulmai suntem noi, uite ce terminație are. Da. Tot de la H&M, așa o bluziță, mi-a plăcut că e cu inimioare aici. Și culoarea pudrei. Da, roz pudrat. Așa. Dintre asta cu năsturei pe care ți-o dai așa imediat. Mergi în parc dimineața, seara, nu știu, puțin mai răcoare, deși acum vine căldura. Să ai ceva să-i dai ușor pe deasupra, știi? Cu uite, ăsta e super. Da. Tot așa material, deci un material așa mai de răcoros. Doamne, doamne. Deci e așa de fain materialul, nu te încălzești în el, e răcoros. E frumos, da, cu bulinuțe. Deci e superbe compleurile astea, ar trebui să mai luăm. Da, mama, de ce să faci pietre, pur și simplu? Că de la luna o lună jumătate și gata, știu. E terminat bun. Încă o pereche de... Încă un... Foarte practic. Mama, dar și chiar dacă o să mai crească, eu o să-i folosească, m-ar veni, ajung până la... Trei sferturi, da. Ia uite ce drăguț sunt. Și acum am luat un rând de pijamale. Deci e așa un material ăsta tot de la H&M. Uite ce plăcut e, nu? Asta e cu fermoar. Panda! Avem panda! Da, panda face nani! Face, face nenunți! E superb! Asta e mărimea 80, știu că am luat eu. Chestia este că la H&M mărimile sunt puțin sunt mai mari. La Next mari. Sunt puțin mai mici. Știi? La fiecare magazin trebuie să cunoști puțin mărimile. Wow, asta e tot de la H&M cu panda. Încă o pânduță mică, mică și dulcică. Doamne, deci știu că mama când a venit, când avea Carolina o lună, mi-a luat așa multe haine, mai știi? Deci o grămadă. Și multe din ele erau mari, știi? Și eu le-am pus acolo într-un sertar, că las că o să le dau la Carolina când mai crește. Și odată mi-am amintit, stai puțin că aveam acolo sertarul la haine. Și când deschid, deja erau la limită. Da, ți-a adus aminte, bine măcar ți-a adus aminte exact chiar la limită. Da, deci la limită nu-ți dai seama cât de repede crește, știi? Vorba câteva zile, maxim o săptămână și nu mai ce face cu ele. Ia uite și astea ce superb! Wow, asta e cu Mickey, bine! Cu Mickey, da! Mickey! Cu Mickey și cu Minnie! Și asta de dedesubt e tot cu Minnie. Cu Minnie Mouse! Auzi, asta se face o poză, că ea are Mickey și Minnie de la tine. Știi? Și îmbrăcat așa? Exact, dar să nu uităm asta. Nu? O să aduc aminte asta. Da. Și aici am mai luat un set de pijamăluțe, tot așa, de la H&M, material foarte plăcut, cu ursuleți. Mâine de buh? Nu, doar așa, niște ursuleți roz. Și am mai luat noi ciorăpei pentru piciorușele ei. Deci, faine culorile. Roz, prez, galben. Așa. Astea nu sunt neutre pentru următorul bebe, doar pentru Carolina. Uite asta, nu știu dacă am mai arătat-o pe astea, n-am, nu da, am arătat. Ia uite, cu danteluțe aici. Ce frumoase! Ce culori frumoase, da? Pastelate. Uite, asta e tot mărimea 80 de la Next.
Dar la Next nu sunt atât de Marvel, da, ca la H&M. Gazde, nu le-ați văzut bine, ia uitați cât de frumoase sunt, de la Maioral. Sunt minunate și așa mai festive, cel puțin asta. De zinuțe, de prințese. Acum să o și îmbrăcăm cu ele. Așa, de zi cu zi, dar mi-au plăcut foarte mult culorile. Sunt așa de vii și modelele astea. Dacă aș... era una mărime mai mare, mi-aș lua și eu așa. Ți-ai fi luat și tu, nu? Și dintre asta ți-ai fi luat. Așa că și dintre asta. Asta ar fi mers cu niște tocuri. Nu eram la Zara, unde ne-am ales și eu tot așa o rotică. Tu așa am un pantalon scurt, fix culoarea asta. Mai știi? Mie, dar mie. Da, cu ani în urmă. Da, da, da. Și asta e superbă. Era la Tommy. Și asta? Super, îmi place așa din urmă. Asta e pentru un an, dar... Eu zic să le dăm mai repede. Și dintre asta ți-ai fi luat, așa-i? Asta... Asta cum ai fi purtat-o? Adevărul e că ia ziceți-ne în comentarii, știți cumva niște site-uri care au rochițe așa pentru mamă și fică, știi? Asta fie amândouă la fel. La fel, da, chiar aș vrea să știu, pentru că mi-ar plăcea să facem o ședință foto așa. La ședință foto, dacă se poate și la ziua e... Da, ar fi ceva. Deci astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut, ne-am făcut ceva de cap, dar Carolina merită, că sunt minunate. Da, și plac foarte tare. Și doar singură prințesă. Carolina, iubirea mea viață. Și eu? Ah. De mine ai uitat. Eu pe acolo. Ăsta a fost video de astăzi. Trebuie să mă duc sus la bubul. E bunică, uităm, mami, uităm pe noi, crede-mă, pentru că noi noștri. Eu trebuie să fug sus, să fac nani cu bubulina, să o adorm, pentru că ea e cu tate acum. A zis, vă las să faceți video, că eu să fac nani. Și nu uitați să apăsați butonul de coco-like. Coco-like. Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa! Cucu! Carolina, ți dă foarte bine cu pijamăluța asta de la H&M. Da, ești adorabilă și ne vine la fix. Mami a crezut că o să ne fie mare. Ține acolo. Ești foarte frumoasă, ți dă foarte bine cu pijamăluța asta, da. Foarte bine ți dă, foarte bine. Foarte frumoasă ești. Ești superbă, iubita mea. Foarte bine ți dă mărimea 80. Mărimea 80 e ce la limită, draga mea, da? Cine aici? Ce bine ți dă în galben. Ești așa frumoasă. Ești ca o albinuță. Ești cochetă. Ești minunată. Ești superbă. Ești cea mai frumoasă minune. Ce bine ți dă în acest costumoasă. Mai luăm. Așa-i? Unde te ascunzi? Unde te ascunzi? Faci parada mode, a? Da? Ești un model superb. Ești fotomodel.